Trebuie disciplinat voința copilului în ceea ce stă mersul la biserică, în ceea ce înseamnă comportamentul lui în biserică, în ceea ce înseamnă citirea Scripturii, în ceea ce înseamnă disciplinele spirituale. Trebuie disciplinat voința lor. Dar frate, dacă nu vor, hai să-i lăsăm să meargă în râpă, nu? Și trebuie ca să-i învățăm. Învățătura ține de educarea minții noastre. Copiii noștri trebuie disciplinați în voința lor și educați în mintea lor. Trebuie să aibă deprinderi corecte și trebuie ca să aibă o învățătură care să le formeze gândirea corectă. Un copil crescut după Scriptură este unul la cărui viață îi modelează gândirea, îi modelează, a cărui viață este modelată de Scriptură și gândirea lui este modelată și voința lui este modelată și comportamentul lui este modelat